Cancerul tiroidian este cea mai frecventă formă de boală malignă a glandelor endocrine. Depistarea precoce sporește șansele de vindecare. Epilarea definitivă cu laser este metoda sigură prin care putem scăpa de părul nedorit de pe corp, fără riscuri. Hidratarea și igiena corectă ajută la prevenirea și ameliorarea simptomelor dermatite atopice, o afecțiune care se poate croniciza. Începe sănătate cu stil! Bun găsit tuturor! În ultimii ani, una dintre provocările majore ale lumii medicale este lupta împotriva cancerului tiroidian, cea mai frecventă formă de boală malignă a glandelor endocrine. Potrivit statisticilor, 3% din totalul afecțiunilor oncologice diagnosticate într-un an o reprezintă cancerele tiroidiene și incidența este în continuă creștere. Din fericire, ca urmare a noilor tehnologii, această afecțiune poate fi diagnosticată în stadii incipiente, ceea ce crește semnificativ șansele de vindecare ale pacienților. Glanda tiroidă este controlată de glanda hipofiză aflată în creier. Hormonii tiroidieni sunt esențiali pentru reglarea ritmului cardiac, a tensiunii arteriale, a temperaturii corporale și a multor procese metabolice. De aceea este important ca tiroida să funcționeze normal. Tiroida este o glandă endocrină care este situată în regiunea anterioară a gâtului. Are forma unui fluture, fiind formată din doi lobi, unul drept, unul stâng, situați de o parte și de alta a conductului care duce aerul către plămân. Cei doi lobi sunt uniți între ei printr-o masă de țesut tot tiroidian care trece înaintea traheei și care se numește isp tiroidian. Uneori, cam la jumătate dintre pacienți, de pe marginea superioară a acestui lob, pornește o prelungire a glandei tiroide, care se numește isp tiroidian. Cel mai important raportul, dincolo de faptul că tiroida este unul dintre cele mai vascularizate organe din corp, cel mai important raportul pe care le are sunt înapoi a lobilor tiroidieni se găsesc nervii care merg la laringe, îl inervează motor și senzitiv. Deci, practic, de nervii recurenți, de integritatea lor, depinde posibilitatea de a ajunge să vorbim. În afară de aceasta, mai este un raport cu un nerv de care depinde calitatea vocii, înălțimea vocii, în special este laringeul extern, și mai sunt 4 glande paratiroide care sunt pe capsula tiroidiană, care au rol în metabolismul calciului. Glanda tiroide propriu-zisă, ca structură, e formată din două tipuri de celule, celule foliculare și celule parafoliculare. Fiecare dintre acest tip de celule ajunge să poată produce, prin modificarea stării normale, boli care țin de diferite și boli benigne, dar inclusiv cancer. Din celule foliculare se pot dezvolta cancere care sunt bine diferențiate, cancerul papilar, folicular și cancerul cu celule Hartel, dar se pot dezvolta și cancere care sunt nediferențiate. Cancerul tiroidian este cea mai frecventă boală malignă a glandelor endocrine, cu o incidență mai ridicată în rândul femeilor. Sunt mai multe forme ale bolii, cu evoluție diferită în funcție de tipul celulelor canceroase. Cancerele diferențiate au o rată de vindecare foarte mare, în schimb cele nediferențiate sunt mult mai rapide și mai agresive. Cancerele care pot să apară la nivelul glandei tiroide, cu un tratament corect, pot să fie tratate și în mare parte vindecate. Aceste cancere, din punct de vedere al tipului histologic, adică al tipului de celulă care îl vede medicul anatomopatolog la microscop, pot să fie cancere papilare, care sunt cele mai favorabile ca evoluție, dar care, din fericire, ocupă cam 80% din totalitatea cancerelor existente. Al doilea ca frecvență este cancerul folicular, care, spre deosebire de papilar, e un pic mai agresiv și care poate da metastaze în oasă și în plămân. Urmează cancerul cu celule Hartel, care și el are o formă intermediară de agresivitate, iar în rest sunt cancere de care discutam, cancere anaplazice, cele nediferențiate, care nu sunt deloc o joacă, în sensul în care sunt extrem de agresive. Cancerul care apare din cel de-al doilea tip de celule, din parafoliculare, care se numește cancer medular, este un cancer particular, în sensul în care el poate să fie cancer care se transmită familial. Deci, cu alte cuvinte, în momentul în care într-o familie există un pacient care are un cancer medular, trebuie să
există o extrem de mare atenție pe ce înseamnă transmiterea pe linie genetică, fiindcă în situațiile în care se confirmă acest lucru, inclusiv copiii acestor pacienți trebuie să fie atent supravegheați, mulți dintre ei trebuie să fie tiroidectomizați până la vârsta de un an sau 5 ani de zile, în funcție de tipul histologiei pe care le are. Cauzele care duc la apariția cancerului tiroidian nu sunt cunoscute cu exactitate. Studiile arată că apare ca urmare a unei mutații în structura ADN-ului celulelor tiroidiene, care duce la înmulțirea necontrolată a acestora și la formarea tumorilor. Din păcate, simptomele lipsesc în faza incipientă, de aceea tumora este descoperită uneori întâmplător de pacient. În momentul în care boala evoluează, pot să apară lucruri care țin, aspecte, simptome care țin de ce face glanda care se dezvoltă. De exemplu, dacă glanda respectivă are un nodul care ajunge să comprime un nerv recurent, automat va apare o disfonie, o dificultate în de a vorbi, care ajunge să se traducă printr-un anumit sunet pe care bolnavul are. Dacă nodulul se dezvoltă, crește, comprime esofagul, apare disfagie, adică dificultatea de a înghiți. Dacă nodulul crește și apasă traheea, mai ales dacă are o prelungire retrosternală din cauza compresiunii pe traheea, are dificultatea de a respira. Dar acestea toate discutăm despre stadii avansate. În ultimele decade, cancerul papilar s-a dublat aproape ca frecvență, iar în plus, în afară de lucrul acesta, ce mai este bine de știut este faptul că apare de 3 ori mai frecvent la femei. Nu se știe de ce. Tratamentul depinde în totalitate de stadiul bolii, de cât este de avansat, precum și de organele care au metastaze. Boala diagnosticată înainte de vârsta de 55 de ani este mai ușor de tratat și cu mai multe șanse de vindecare. Tratamentul poate include intervenții chirurgicale, terapie cu radiații și chimioterapie. Operațiile care se fac pentru cancerul de tiroidă depind de dimensiunea cancerului, de tipul de cancer. Dacă există posibilitatea să păstrezi un lob tiroidian în așa fel încât dependența de medicația pentru suplinirea funcției tiroidiene după tiroidectomie să nu fie întotdeauna necesară, atunci se poate face o lobectomie. Dar asta depinde de volumul pe care îl are nodulul și de tipul histologic. Într-un cancer care ajunge să fie operat, dacă tipul de cancer este cu un risc intermediar sau crescut, este necesar să se administreze iod radioactiv. În momentul în care ai nevoie ca să te asiguri că numai celule tiroidiene care să poată fi cauze de recurență, de reapariție a cancerului, administrezi acest iod radioactiv. Acesta se ia într-un sistem centralizat, în Cluj este Institutul de Oncologie, Radiobiologia. E o tabletă care se administrează în funcție de parametrii pe care medicul oncolog îi stabilește. Iodul în organism ajunge să fie absorbit în celule eventual existente și în decursul eliminării lui din organism, el ajunge practic să distrugă celula care l-a incorporat. Prognosticul este foarte bun în cazul formelor de cancer depistate precoce, unde rata de supraviețuire este de peste 90% în primii 5 ani după tratament. Pare greu de crezut, dar elixirul tinereții stă ascuns în coacăzele negre. Acestea sunt bogate în vitamina C și antioxidanți. De aceea sunt recomandate în tratamentul la numeroase afecțiuni, de la gastrite și anemii până la hipertensiune sau insuficiență cardiacă. Parfumate și pline de vitamine, așa ar putea fi caracterizate în numai câteva cuvinte uimitoarele coacăze negre. Vitaminizante, energizante și imunostimulatoare, aceste fructe au fost considerate încă din cele mai vechi timpuri drept un adevărat elixir al tinereții, un medicament natural benefic pentru organism. O cană de coacăze conține aproape 50 de miligrame de vitamina C, adică jumătate din doza zilnică recomandată. Aceasta stimulează sistemul imunitar și producția de colagen, menține sănătatea pielii și ajută la vindecarea mai rapidă a leziunilor. Vitamina C este și un puternic antioxidant care combate apariția cancerului și a bolilor cardiace. Coacăzele reprezintă și o sursă excelentă de magneziu. Acest mineral menține sănătatea oaselor și joacă un rol important în funcție
funcționarea inimii, a sistemului nervos și a sistemului muscular. De asemenea, magneziul întărește imunitatea și reglează nivelul de glicemie în sânge, ajutând la prevenirea și tratarea diabetului. Coacăzele negre stimulează producerea sucurilor gastrice necesare digestiei. Astfel, ele ameliorează simptomele unor boli precum hepatita, gastrita, ulcerul duodenal sau insuficiența hepatică. Preparatele din coacăze sunt foarte eficiente și împotriva paraziților intestinali și ajută la recăpătarea poftei de mâncare. Sărace în grăsim și calorii, coacăzele sunt recomandate și în curele de slăbire. Conținutul important de fibre reglează digestia și tratează problemele digestive. Ele pot fi consumate proaspete, conservate sau sub formă de suc și de sirop. De asemenea, ceaiul de frunze de coacăz este recomandat pentru detoxifierea organismului și pentru reducerea nivelului de colesterol din sânge. Și nu uitați de vinul de coacăze, un remediu excelent în cazul afecțiunilor de ficat, de inimă sau de rinichi. Deși nu este o metodă tocmai nouă, epilarea definitivă cu laser este încă însoțită de o serie de mituri care le descurajează pe multe femei. Procedura este dureroasă, nu funcționează pe firele mai închise la culoare sau declanșează cancerul de piele. Sunt printre cele mai vehiculate ipoteze în spațiul online. În realitate, metoda este una sigură și eficientă, iar specialiștii spun că este normal ca rezultatele să varieze de la o persoană la alta. Epilarea definitivă cu laser este o procedură tot mai populară printre persoanele care vor să scape de părul corporal nedorit. Datorită progresului tehnologic, metoda este una sigură și eficientă pe termen lung, iar riscurile sunt eliminate prin realizarea unei testări prealabile pe o zonă mai mică a corpului. Procedura de epilare definitivă ajută pielea să fie sănătoasă și frumoasă, dimpotrivă nu cauzează niciun fel de boală, nici măcar acest mit că ar duce la cancer de piele, pentru că ea a fost descoperită de un medic dermatolog în timpul tratamentului pentru eliminarea alunițelor cu laser în anii 1900. Acesta a observat că în zona în care efectua tratamentul nu mai creștea păr și atunci a reușit să dezvolte și acest tratament care aduce beneficii nu doar de ordin estetic, ci și de ordin al sănătății. Pentru că tratăm nu doar pilozitatea excesivă prin epilare definitivă, ci și combatem foliculita, este singurul tratament care tratează această boală de piele și de asemenea atenuează imperfecțiunile pielii, precum petele pigmentare, precum ridurile, precum urmele de la cicatrici, toate acestea sunt atenuate prin lumina intens pulsată sau lumina laserului, grație acestei dezvoltări în domeniul esteticii. De ce nu este dureroasă în prezent? Pentru că se folosește un protocol de atenuare a durerii. Practic, dacă facem epilare definitivă pe piele bronzată, se folosește un gel conductor rece, iar dacă se efectuează epilare definitivă pe piele nebronzată cu tehnologia IPL, lumină intens pulsată, noi reușim să atenuăm durerea prin amorțirea zonei cu benzi de gel înghețat. Deci, practic, se simte mai mult un disconfort cauzat de răcorirea zonei decât o durere. Rezultatele epilării cu laser pot varia în funcție de grosimea și culoarea firului de păr, dar și în funcție de tipul de piele al fiecarei persoane. Un lucru este sigur însă, zonele pe care se aplică sunt mult mai ușor de întreținut. Practic, noi ce epilăm definitiv nu va mai crește capilozitate, însă, în timp, vor apărea noi fire de păr nedorite, care și acestea vor trebui eliminate prin epilare definitivă. De aceea este un proces continuu, nu este doar un tratament după 1,5-2 ani de zile ai scăpat definitiv de păr. Dimpotrivă, trebuie efectuate ședințe de întreținere la 6 luni, un an jumate, depinde cât de repede crește firul de păr de la persoană la persoană. Prin urmare, se recomandă, după încheierea tratamentului, care durează în jur de 2 ani, să se efectueze ședințe de întreținere a rezultatului, atât pentru optimizarea efectelor, cât și pentru combaterea apariției de noi fire de păr.
Un tratament complet necesită între 8 și 12 ședințe de epilare, dar primele rezultate se văd imediat. Câteva zile după procedură trebuie evitată expunerea directă la soare, sauna, piscina sau efortul în exces. O epilare definitivă în zona ambelor axile durează în jur de 5-10 minute, în timp ce epilare definitivă pentru zona picioarelor, care reprezintă cea mai mare zonă ca suprafață, durează până la 50 de minute. Firele de păr tratate la fiecare sesiune de epilare definitivă ajung să cadă la circa 10-14 zile. Ele se vor desprinde din rădăcină după circa 2 săptămâni de la tratament, în momentul în care facem duș, de exemplu, și ne ștergem cu prosopul. Prin urmare, după ședința de epilare definitivă, este necesar să ne hidratăm zona tratată, astfel încât să nu apară iritații. Iritații ale pielii tratate pot apărea dacă, de exemplu, după ședință ne ducem imediat la sală și transpirăm excesiv, sau ne ducem la saună, sau purtăm haine foarte strâmte, sau nu ne hidratăm, atunci, da, pot apărea iritații sau mâncărime ale pielii. Există și categorii de persoane cărora le este contraindicată această procedură, de aceea este recomandată o discuție sinceră cu esteticianul înainte de orice tratament. Definitivă este eficientă pe fototipurile 2 și 4 îndeosebi, adică și pe pielea mai închisă la culoare și pe pielea bronzată, pentru că avem un protocol de lucru care se numește Sun and Safe, adică chiar dacă te expui la soare, te poți epila în siguranță. Este un protocol care și maximizează rezultatul, se folosește un gel special de protecție a pielii închise la culoare. Avem des această solicitare din partea doamnelor însărcinate sau care alăptează, însă în aceste două cazuri nu au fost efectuate suficiente studii în domeniu, de aceea noi recomandăm să se evite epilarea definitivă în perioada sarcinii și alăptării. Nu pentru că ar avea efecte secundare, ci pentru că nu avem suficiente date ca să ne asigurăm că nu se întâmplă nimic în timpul procedurii. De asemenea, specialiștii atrag atenția că nu se efectuează epilarea definitivă pe zone intens vascularizate sau predispuse durerii, precum penis sau scrot, pe scalp sau în zona nasului, a urechilor și a ochilor. Pielea înroșită, inflamațiile cutanate și o senzație insuportabilă de mâncărime sunt semne ale dermatitei atopice, o afecțiune care poate avea o evoluție cronică. Deși apare de regulă la copii, dermatita poate debuta și la vârsta adultă. Afecțiunea nu poate fi complet vindecată, însă un tratament corespunzător și o îngrijire corectă a pielii pot ameliora mâncărimea și pot preveni recidivele. De aceea este esențial să vă adresați medicului specialist încă de la primele simptome. Frecvent întâlnită la copii, dar uneori și la adulți, dermatita atopică este o inflamație cutanată cronică, ale cărei simptome reapar periodic. Se manifestă prin iritații ale pielii și prin mâncărime excesivă. Aceasta este de obicei o predispoziție înăscută, în multe cazuri moștenită de la părinți, care se manifestă de obicei din primii ani de viață, dar poate persista până în viața de adult. Cauzele de obicei sunt un defect de apărare a pielii, această barieră pe care o formează pielea noastră împotriva agenților externi. În cazul persoanelor cu dermatită atopică, ea nu funcționează așa cum ar trebui, de aceea pielea aceasta este mai predispusă la iritații și la infecții, la agresiunea ale factorilor externi. Acești factori pot fi detergenți, fibre sintetice sau temperaturi extreme, iar ca urmare a expunerii la acești factori, pielea se usucă foarte rapid, se descoamează și apar iritațiile sau mâncărimile intense. Pielea persoanelor cu dermatită atopică are nevoie de hidratare. Această hidratare trebuie făcută constant pentru a preveni degradarea pielii, uscarea ei și astfel mâncărimile extreme care duc la scărpinat și după la iritarea mai accentuată a pielii. Hidratarea aceasta trebuie să facă cu produse speciale, cu creme mai grase care să ajute la menținerea pielii hidratate. Trebuie să se facă o spălare corectă cu dușuri mai scurte, cu apă călduță, nu fierbinte.
De asemenea, sunt foarte importante aportul de vitamina D și controlul florei intestinale prin probiotice și prebiotice. Din păcate, persoanele cu dermatită atopică nu sunt private de complicații. Dermatita atopică se poate complica la mulți dintre pacienți cu ast bronșic. Este o afecțiune imună a căilor respiratorii, dar nu este obligatoriu întotdeauna. Există acest risc. Pot să apară complicații la nivelul pielii, în urma scărpinării foarte intense și repetitive. Pielea se poate îngroșa și poate să apară așa numitul lichen simplex. Este o piele groasă, dură, cu mâncărime extremă, care se poate manifesta de obicei în zonele cele mai iritate. În stadiile avansate, când pielea se suprainfectează, hidratarea nu mai este suficientă și se folosesc tratamente cu antibiotice. Acestea se aplică însă numai la recomandarea medicului. Pentru mâncărime se folosesc anumite pastile care se numesc antihistaminice. Sunt substanțe care ajută la calmarea mâncărimii și la îmbunătățirea somnului. Iar în cazuri foarte avansate se pot folosi corticoizi, niște substanțe puternice care ajută la scăderea inflamației, dar acelea de obicei sunt eliberate doar cu prescripție medicală și nu trebuie folosite timp îndelungat din cauza riscurilor pe care le presupun. Menținerea dermatitei atopice sub control depinde de buna colaborare dintre echipa medicală și pacient, de respectarea metodelor de prevenție, de evitarea factorilor declanșatori, precum și de menținerea unui stil de viață cât mai sănătos. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare și nu uita, asumă-ți și tu un stil de viață sănătos. Mm-hmm.